Vreau să văd 300 sau 500 cu hashtag în pofta mea. 500 de comentarii cu hashtag în pofta mea. Vă iau 10 secunde. Hashtag în pofta mea, asta a stat acolo, de gând și gata. Să facem un mare like. Un mare like, exact cum spune și Nicolas. Așa. Ultima, da? Da. Ultima pe astăzi și ultimul videoclip. Cu astfel de cutii de la poftencutie.ro. Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou videoclip. Labirint. Pe spate avem un labirint. Vă salutăm, eu sunt Bogdan, alături de Nicolas, băiețelul meu, și avem aici un labirint. Trebuie să le facem după aia, mi-e dat ceva în ochi, care e 8%. Care era șansa să-mi intre ceva în ochi? Ce-a uitat un puchin? Nu știu dacă puchine, dar nu știu ce mi-a intrat. Da. Bun. Astăzi facem o nouă degustare de dulciu, de diferite snack-uri. Uite, o casă din Lego. Toată lumea. Uite, și anume, casă din Lego. Asta este un bloc, tată. De data asta avem vegane. Și da, un tren. Doar produse vegane. Un au mai fost și un tren, tate. Au mai fost produse vegane și în cealaltă cutie dinainte, în cele fit. Foarte gustoase, mi-au plăcut. Băieții de la poftencutie.ro mi-au trimis câte o astfel de cutie să le testez, să vi-l arăt și vouă, dacă o să vă placă, aveți din când deschide, puteți să vă duceți, să vă uitați. Da. Așa că vă invit să intrați acolo, că nu vă costă absolut nimic. Și știți că am mai făcut multe, multe clipuri. Nu te văd, tati, nu știu unde te-ai ascuns. Am mai făcut clipuri de genul ăsta, v-au plăcut, au prins bine și am zis că... Acum mă vezi? Dacă prind bine și eu mănânc, de ce nu? E normal, toată lumea... Da, acolo te-ai ascuns, tate, dar acum hai să desfacem cutia asta care nu vrea. Hai. Better be soy milk. Da. Poftă în cutie, avem aici și avem pe spate produsele. Da. Astea sunt produsele. Nicolas moare de nerăbdare. Așa, să vedem aici ce produse avem de data aceasta. Ai, lei, zici că e un lapte ăsta, ce este? Lemonadă. Lemonade. Lemonade. Delicios. Merlin's. Asta din de unde? Dar nu știu, asta pare a fi din America. Sau din nou, tati! Din nou avem, da, bineînțeles, hashtag pofte în cutie. Hashtag pofte în cutie, în pofta mea. Din nou? Da. Hai. Vreau să văd 300 sau 500 cu hashtag în pofta mea. 500 de comentarii cu hashtag în pofta mea. Vă ia 10 secunde. Hashtag în pofta mea, asta a stat acolo, gând și gata. Bun, hai, cu ce începem, tati? Nu cu, nu cu sucul. Cu sucul mă joc eu acum. Hai, cu altceva. Vreau ceva dulce. Pune-l aici, așa. Îl punem aici. Bun, acum îmi dai ceva... Ceva de acolo, vreau să văd. Așa. Brown rice. Cumva mai mâncat ăsta? Un upfield. Da, uite, un sticker. Goji. Sticker cu goji. De asta nu avem. Da, le lipim. Așa, rice up. De asta cumva am mai mâncat. Cred că am mai mâncat și cealaltă. Una din celelalte cutii, dacă mi-am amintesc. Deja nu mai știu câte am mâncat atât de... Am gustat, de fapt, că nu le-am mâncat încă. Cred că am mai mâncat de asta. Organic rice chip. Chips. Din nou! Ba nu, asta e cu alt gust. Asta e cu altceva. Bun. Așa arată. Da, tate, aici este. Așa arată punga asta, nu știu din ce țară este, scrie pe undeva pe aici. Așa, din Europa, zice că e produs oricum. Ia. Cred că-s la fel. Sunt la fel. Cred că-s la fel. Nu mai știu. Dacă ați văzut videoclipul trecut, ce îmi spuneți dacă sunt exact aceleași, că nu mai știu. Le-am pus acum în cutie, nu pot să văd. Deci bune și gustoase. Poți să mănânci dacă spălcați. Ți le las aici chiar bune. Adică chiar îți gustoase. Mai sunt niște chipsuri. Sunt niște chipsuri din crește aici. Da? Din... O să mănânci bun, mă bucur. Sunt foarte subțirele și foarte ronțăibile. Chiar îți gustoase. Bun. Ce-mi dai în continuare, tati? Îmi dai un robar cu goji berry. Am mai mâncat un robar, tot vegan, dar era altfel. Ăsta este cu goji.
Goji, mie, goji și cocos. Deci așa arată acest baton. Focusează pe baton. Dar nu vrea să prindă batonul ăsta. Goji, nu știu, cred că... Deci scrie că e vegan. New Great Taste. Nu. Vreau să mănânc de ăsta. Mănâncă-le, tati. Mie-mi plac fructele goji. Tati. Am goji la poartă. Adică la poartă am un copăcel. De fapt nu chiar copăcel goji. E un fel de... ce să zic, o tufă, așa e mai mult, nu chiar copăcel. Un arbust. Acum pot să-l las deoparte. Bun. O las deoparte. Parcă nici nu mai simt gustul după atâtea. Dar nu-i dulce oricum. Tati! E bun. Bun. Îi dau un 7. Așa. Ok. Arată-mi ce dorești. Ce sunt astea? Fitzpo, blueberry, chia. Așa. Avem niște biluțe din coacăze și chia. Sursă sănătoasă de energie. 100% natural Fitzpo. Cam așa arată și astea. Am mai mâncat ceva de genul, cred că vine de la altă firmă. No add sugar. Deci fără adaug de zahăr. Așa, se vede. Mamă! Sunt ca niște biluțe. Ca niște biluțe sunt. Ca niște minți. Exact, niște mingiuțe, cam așa sunt. Zici că sunt niște biluțe din salam de biscuiți, ca niște prăjituri. Wow. Opa. Mix de semințe, nuci, coacăze și chia. Bun. Mai dulce decât precedenta. Gustoasă. Chiar gustoasă. Da? Bun. Îi lăsăm și lui mami să guste și ea. Da. Așa. Bună. O să-i dau un 8.50. Din partea mea. Da, acum depinde de gustul fiecăruia. Dacă le testați, le încercați. Chiar am rugăminte. Dacă vreodată testați vreunul din astea, reveniți la video, la videoclipurile mele, spuneți-mi părerea. Bă, mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut? Nu merită sau merită? Sincer. Ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut. Că așa pot vedea și alții. Și cel mai ok. Ok. Hai. Uji. De astea. Un mix studențesc. Da, am mai mâncat și în precedentul pachet de ăsta. Am spus că, băi, mi s-a părut că e vegan. Adică, na, sunt fructe, semințe, la urmă, migdale și așa mai departe. Da, am mai mâncat, cam așa arată. Nu o să-l mai desfac pe ăsta, că am deja unul desfăcut într-unul din pachetele anterioare, dacă ați urmărit videoclipurile. Deci sunt stafide, migdale, palune. Am mâncat și unul de ăla. Îți spune, tate, îmi plac foarte mult. Mănânc un pachet două dată, dar deja am desfăcut acolo și o să le termin pe alea deja desfăcute, da? Că altfel se usucă. Tu mănânc acolo chipsurile alea, dacă îți plac. Mă bucur, că măcar n-a. Bun. Deci ăsta ar fi următorul. Am dai altceva, da? Mănâncă de la mereu, când dorești tu. Așa, dăm niște suc de ăsta. Chupa Chups cu căpșuni, suc la doză, din prima cutie, pofte în cutie, pe care am desfăcut-o. Uitați-vă și la clipurile acelea. O să aveți pe iu acesta cele două clipuri anterioare. Asta este al treilea și ultimul. Sunt trei tipuri de cutii. Vegane, fit pentru sportivi, nu atât de mult, că tu te înfingi. Și dulciuri diferite, snack-uri din întreaga lume. Au pe site, vă repet, link în descriere, au pe site trei tipuri de cutii. Voi vă alegeți de care doriți. Astea sunt vegane. Așa, ăsta e următorul pe care mi-l dai, tati? Aici era? Dar e la fel ca la celălalt. E exact la fel ca celălalt. Numai la aia bastu cu negru. Nu este exact la fel. Bă, dar, bă, nu, asta are sare, caramel și cocos. Sirop de cocos. A, de asta se așa. Bă, nu este la fel, că eu sunt chiar curios acum. Deci, pe bune, așa că mi se pare ceva... Adică ele sunt, bineînțeles, na, fiind vegane,
A, nu, e altfel. A, și eu altul cred că era altfel. Deci, meat roasting, ăsta e la fel. Da, deci ăsta e la fel cu anterioara. Și în cealaltă cutie, cu produse fit, deci este două arome. Deci fiți atenți aici, că eu am zis că sunt la fel, dar nu sunt la fel. Deci asta are și caramel și cu cocos, sirop de cocos caramel, asta e cu sare din Franța, sare franceză, sare de mare, foarte șmecher, ăsta mi-a plăcut foarte mult. Chiar vă recomand asta să-l testați, bine, trebuie să luați toată cutia. Și ăsta este cu sare și caramel, neapărat trebuie să-l testez, că mie îmi plac astea. Eu mănânc cocos cu Sabina așa, știți cum? Un cocos odată. Adică chiar un e bun. Un cocos mare, ca o minge. Ca o minge. E, exact, tare. Mmm, nice. Ia să vedem. Deci sunt niște chipsuri. Mmm. Bă, deci se topesc în gură. Sunt foarte interesante. Dar, cam așa arată. Zici că mănânci, nici nu știu ce să-l asociezi. Da? Bă, e bună, îmi place. Dar se topesc încă așa. Se înmoaie. Gustos. Fain. Ceva nou. Ceva nou, îmi place să testez lucruri noi, dulciuri noi, mâncare, chestii de genul ăsta. Așa, bun. Din ce scria, unde este asta? Așa, chipsul din cocos certificat organic. Da, bun. Hai, alegem următorul produs, tati. Vrei tu să-mi dai neapărat limonada asta. Așa, melon limonad cu ginger. Cu ginger și lămâie. Descoperă gustul autentic 100% vegană. Informații nutriționale, băuturile răcoritoare. Asta e de România. Merlins. Ștefan cel Mare, neamț. E română. Made in UE. Română, e din România. E de naționalitate română. Această băutură. Băi, la cum arată Merlins, am zis că e ceva ceva din USA. Așa am zis, că așa mi se pare că scrie, are scrisul acesta cu steluțe, delicios. Hai să vedem. Limonadă Merlin. Să vă dau părerea mea, nu? Miroase bine, îmi place gingerul. Nu se simte foarte tare gingerul, dar miroase bine și e destul de gustoasă. Bine, mi s-a făcut și sete acum, dar... Povestate? Acum am atins papila gustativă. Povestate? Specifică. Nu te văd. Acum se simte gustul mai bine. Acum mă vezi? Mă vezi? Vrei sucurez? E bun. E sănătos ăsta, chiar e ok, pot să zic așa, chiar îmi place. Miroase diferit, dar e bun. Chiar e bun. Îmi place. Oare se găsește în magazine? Nu prea am văzut, sincer, nu știu, dar nici nu m-am uitat. Da, chiar e bun. Continuă să-mi dai de acolo ce dorești tu. Ok. Organic vegan. Da, în pofta mea. Vă repet, hashtag în pofta mea. Oh, este mai doresc. În pofta mea. Tare. De acum, când mă supără cineva, când mă enervez, în pofta mea. În pofta mea. Și dau cu prăjitură în cap. Organic vegan cookie cat cu pineapple și orange. Ananas și portocală, cam așa. Cu pisicuța aceasta. Da, tati? Mai aveam una aici. Asta e de lipic același. Exact. Organică. Așa. Cu ulei de palmier, gluten, fără adaus. Ce? Mie mi-a miroase ananas. O prăjiturică destul de consistentă, destul de mare. Cât are? Cred că 50 grame? Da. Da, nu. Ce bun. Interesantă combinație. Bună. Da, eu doar le gust. Iar apoi ca să le pot savura. Da, chiar e bună. Trebuie să le mănânc așa, una câte una. Mănânc. Tati, mai târziu una, mâine alta. Ești că am mâncat eu.
Ai, mănâncă-le pe toate, dacă poți. Bravo. Continuă să-mi dai. Da, deja mai am câteva. Am mai mâncat una dintre asta, care este partea asta, aici. Da, deci sunt produse asemănătoare, dar gusturi diferite în fiecare cutie. Așa. Asta pe care am mâncat-o, tot vegan. Ambele sunt vegane, dar asta e din cutia de Fit. Acum, bine, ei mi-au spus și am văzut și pe site că de fiecare dată pot să facă alte combinații cu tot felul de produse noi, deci le mai schimbă. Așa, sare, sticks-uri cu sare de mare, si e sare. Ok, nu mai mânca dacă nu mai poți. Nici o problemă. Cu sare de mare. Mănânc și mâine de ăla. Da. Cu sare de mare, bun. Ăla ce sticks-uri. Ți-am dat-o eu? Da. Nu sticks-uri. Sticks simple. Cum sunt? Simple. Simple, dar sunt bune. Chiar n-au nici sare. Adică au sare de mare, dar nu au așa multă sare de aia mare, să simți gustul ăla de sare mai mult în loc. Chiar sunt bune. A, uite, acum am simțit și un alt gust de... Nu-mi pot da seama, busuioc ceva. Busuioc și oregano. Busuioc și oregano, da? Îți plac? Uftim. Hai, mai dăm de acolo mie, tati. Nu, lasă-le aici. Bine, mănânc după aia. Hai, ok, ți le las aici. Ăștia le mănânc... Le mănânci tu? Da, mâine le mănânc. Bine, tati. Fitzpo, flapjack cu gust de banana. Flapjack, am mai mâncat una. Ce e asta cu ciocolată? Am mai mâncat ceva asemănător și într-o cutie anterioară, dar cu altă aromă. Așa. Și asta e foarte mare, 90 grade, parcare nu? Ia, asta cădeți toate, tati. Și asta e mare. Și cu ciocolată? Zici că sunt amândouă! Ba nu, n-are ciocolată. Bucăți de banană și are ceva aici, dar nu știu ce. Cred că, ba da, s-ar putea să fie. Dar ce bun e. Mamă! Mamă! Pe ăsta îl devorez, ca să zic așa. De aici ce de față. Bun, îmi place. De aici ce de față, tati? Deci, sincer, nu sunt vegan, tati. Dar îmi plac produsele vegane, sunt foarte gustoase. Face. Da. S-o de aici. Imediat. Foarte bune. Chiar aș mânca produse dintre astea non-stop. Non-stop. Ia-și. Așa, penultimul produs. Better Chocolate Almond. Ah, este alune. Ciocolată cu alune, nu? Alune învelite în ciocolată, cred. Migdale crocante învelite într-un strat delicios de ciocolată bio. Astea, stai așa că nu vi l-am arătat. Așa, ok, ne vedeți și voi aici focusat. Focusat nu vrea. Băgați antena, focusat. Așa, și tu. Ăla-i ultimul, tati. Uuu, ce migdale mari! Ia uite, tati. Ce mari sunt. Chiar îți... Mă gândea stricat din cred că vreo cutie. 15 migdale, tati, maxim. Mă gândea stricat din cutie. Mamă. Vreau tu poate neagră? Bună. Bună. Îi dau un 8. Dacă era puțin mai dulce, le dăm 9. E bună. Ai reușit? Că e corup. Bun. Nice. Și ultimul, tati. Rockies. Rockies, care ar fi, ce scrie aici, fursec organic cu măr din și scorțișoară, ce reprezintă așa. Măr și scorțișoară, Rockies. Cam așa, da. Hai, tati, ia să vedem noi. Ce miroase a scorțișoară, de zici că bea un pahar de vin fiert.
Mamă, dar ce bine miroase. Ce... Îmi place și cum arată. Nu știu, iar a dispărut Nicolas. Unde e Nicolas? Îl căutăm. Cam așa arată. Deci e o felie de salam de biscuiți tăiată. Fără rahat. Nu te văd. Nu te vedem. Nu știu unde ești. Bun. Ce pot să zic? Că toate produsele astea nu sunt atât de dulci ca să te supere ca și gust. Că sunt unii care nu prea suportă dulcele foarte tare. Bun. No. Da, tati. Unde ai dispărut? Mă vede? Ai cere. Nu, cure. Dar unde ai fost? Te-ai ascuns? Nu. Bună și asta. Bă, cam astea au fost toate produsele. Da. Din această ultimă cutie. Sper că nu v-am plictisit prea mult. Dacă v-a plăcut, v-a plăcut. Dacă nu, na, puteți să nu vă uitați sau să dați pe sărite, că așa face lumea. Un mare like. Un mare like, exact cum spune și Nicolas. Hai să adunăm acolo 10.000, 3.000, 1.000, 200 de like-uri. N-are importanță. Da, cam asta a fost videoclipul. A venit din poftă în cutie. Iar a apărut mânuța. Opa, dispare, gata, unde-i? Nu mai vedeți. În descriere nu vă mai, nu vă mai repet. Uite. Trebuie să te învăț la tine să faci labirintul ăsta de pe spate, da? Cam acestea au fost produsele. Labirintul da. Gustoase. Interesante. Am de mâncat dulciuri pentru o săptămână, două, poate chiar mai mult, că doar nu le mănânc așa non-stop. Avion? Să-ți fac un avion din asta nu prea merge, că e cam cartonată. Deși aș putea să încerc. Da, lasă. O să-ți fac după aia, da? Ok. Ăsta a fost videoclipul. Cu voi a fost Bogdan și Nicolas. Nu uitați să vă abonați la canalul meu. Faceți acolo butonul ăla care este roșu de subscribe sau abonați-vă. Faceți-l alb sau cum trebuie să-l facă. Se îndoaie toate. Și ne vedem data viitoare cu un nou video. O zi frumoasă și numai bine.